Salutare și bine ați venit la un nou clip de O să mă cu restul echipelor în afară de UTA. Dacă nu știți că ne-am apucat de o serie cu UTA, aveți acolo primul link în descriere și ne uităm la finala Spaniei dintre Athletic Bilbao și Atletico Madrid. O echipă foarte bună noastră, cei de la Athletic Bilbao au o echipă medie, a zic eu. Nu e nici foarte bună, dar nici foarte slabă, adică trebuie să fim conștienți. Vreau să vă anunț că am câștigat și campionatul în Spania. Dacă câștigăm și cupa, eu zic că facem tot ce trebuie. Hai să vedem dacă Cristiano Ronaldo va reuși din lovitură liberă să ne aducă primul gol în această finală și reușim să marcăm în minutul 13 un super gol. Incredibil, dar adevărat. Hai să dăm pe ori 2, fiindcă dacă stăm la toate meciurile, mai și un videoclip destul de lunguț. Erau pe Pulisic și pe Vardy, am văzut și pe Otamendi mai devreme. Au jucători destul de buni cei de la Athletic Bilbao. Cristiano Ronaldo ar putea să facă dubla. Da, nu o face destul de... prea repede să dăm 2-0. Totuși e final, trebuie să mai fie cu sufletul la gură, chestii de-astea. Ioa Felix șutează năprasnic. Ia să vedem. Ratăm din nou, ratăm. Prea mult ocazie ratată. Ne vedem după pauză. Începe și a doua repriză. Totuși aș mai vrea să mai dau un gol ca să mă simt și eu puțin așa în siguranță. Totuși la 1-0 nu e un scor care să te... Dacă au dat un gol și după la penalti, cine este ora? Avea mai mult noroc decât noi. Am crezut că o să fie un meci mai clar totuși. Așa mă gândeam că o să bate mai în 4-0, 5-0. Da, reușim să facem 2-0 minutul 69 prin Joao Felix și cred eu că am câștigat și Cupa Spaniei. Campionatul, v-am spus, l-am câștigat. Avem parcă 99 de puncte la campionat și vreau să mai facem măcar un punct sau să câștigăm în următorul meci. Îl avem cu Eibar. Nu aici am câștigat parcă. Vedem acum. Hai să dăm o minte. Câștigăm cu 4-0, v-am spus pe mai devreme, v-am spus. Că dacă câștigăm cu 4-0, mi s-ar părea normal, nu cu 2-0 sau 1-0. Și avem, cred că, ultimul meci cu cei de la Real Madrid. Nu știu, ăsta e derby madrilean sau cum s-ar chema acest meci. În fine, ne băgăm jucătorii aici la antrenament, fiindcă va trebui să mergem în Champions League. Avem o apărare ca în slăbuță, dar să sperăm că ne va ajuta atacul. Deci, 37 de meciuri jucate, 19 cu 19, așa. Da, cred că mai avem un singur meci. Că ar fi ziua liberă. Da. Noua, cantonament. Cred că e ultimul meci ăsta. Că după eu vă zi liberă și de asta. Sau ceva de ce nu e. Hai că se încarcă dacă e așa. Da, avem ultimul meci cu Real Madrid. V-am spus, am câștigat deja campionatul și cupa. Fericire maximă. Mergem la Monaco, unde vom da o minte, fiindcă n-are sens să ne uităm la un meci care, să spun așa... am și câștigat, că m-am uitat la meciurile astea seară. Da. Eu acum filmez când e 12 ziua, deci ele s-au jucat azi noapte și da. Avem meci cu Metz. Și după ce avem meci cu Lille, adică noi aici sigur vom ieși pe locul 1 sau pe locul 2, fiindcă PSG-ul e la o distanță prea mare de noi. Dar ideea este că nu știu dacă vom avea... Asta e la antrenament încă? Nu știu dacă vom reuși totuși să batem pe cei de la Lille, e o echipă foarte, foarte bună. Dar trebuie să recunoaștem că Monaco nu este o echipă de primul loc. Vom face o echipă mai experimentală, așa, adică vom juca cu... Băgăm pe Ibrahimovic, ce are? Hai să băgăm pe Ibrahimovic, aici va juca Messi și în stânga Ronaldo, fiindcă vreau să-i minajez pe jucătorii titulari. Și pe Havertz o să-l schimbăm. Aici nu prea mai avem. Îl punem pe Fabrega și aici va juca totuși... Hai să joace Golovin, nu. Chiar nu mă deranjez dacă pierdem. Nu, trebuie să câștigăm. Hai să-l băgăm și pe Alba, că nu e atât de slab, să facem loc după ce am 3-2 cu Jimenez. Și în poartă o să-l las totuși pe Magic ăsta, că nu e chiar atât de obosit. Și la Juventus am câștigat în cupă cu Inter 4-0 parc sau ceva de genul a fost. Da,
ne-am mers mai departe în cupă după sferturi, vin optii. Mai avem. Avem acum meci cu Napoli, care este pe locul 3. Sper eu să ne descurcăm ok și totul să fie foarte bine. Aici și la Juventus am mai descoperit un jucător foarte bun. Este vorba de Kulusevski. Jucător chiar bun. Dar aici nu avem pe cine să băcăm, că să-l punem pe tele și aici. Și în poartă Ter Stegen. Cam asta a fost și episodul cu OSM, dar v-am spus, dacă vreți să găsiți ce se mai întâmplă la OTA, aveți clip separat. Până pe data viitoare, toate cele bune, pa, pa!